De ce refuză copilul meu să mai intre în cabinetul terapeutului după ce 3 luni de zile în terapie a stat foarte cu mințele la masă? Asta mă întreabă o mămică. Dragi mămici, motivul pentru care un copil refuză la un moment dat să mai lucreze cu tine sau cu anumiți terapeuți sau cu anumite persoane este că el nu se simte suficient de motivat și suficient de înțeles și de ajutat de voi. Asta înseamnă că fie nu i-ați găsit motivațiile suficient de puternice pentru care el să lucreze, fie nu-i schimbați motivațiile, fie nu l-ajutați suficient de mult, fie l-ajutați prea mult și îi oferiți aceleași programe, îl învățați aceleași abilități pe care el deja le știe destul de bine, fie nu se simte înțeles de voi, în sensul că îl forțați foarte mult, nu vă jucați cu el, nu există parte de conectare foarte puternică între voi și copil. Nu dați vina pe copil, niciodată nu este vina copilului în momentul în care refuză să mai lucreze.